3 ani de închisoare sau amendă dacă temperatura casei depășește 19 grade. După ce elvețienii și finlandezii s-au alăturat germanilor, austriecilor și suedezilor în salvarea furnizorilor de energie, noua legislație privind aprovizionarea cu energie a Elveției va face ca încălzirea locuințelor la peste 19 grade Celsius să fie ilegală. Conform canal de apa caldă nu trebuie încălzită la mai mult de 60 de grade, iar încălzitoarele electrice portabile, saunele și piscinele încălzite sunt interzise. Cetățenii elvețieni care încalcă noile reguli de încălzire ale țării, depășind temperatura de 19 grade Celsius în această iarnă, ar putea primi amenzi zilnice de până la 3.000 de franci elvețieni sau, mai rău, o pedeapsă de 3 ani de închisoare. De menționat că organiza Organizația Mondială a Sănătății susține de mult timp că o temperatură nu mai rece de 20 de grade Celsius este recomandată pentru copii, persoanele în vârstă și cele cu probleme de sănătate existente. Un purtător de cuvânt al Departamentului Elvețian de Economie a explicat că încălcările legii privind aprovizionarea țării reprezintă întotdeauna contravenții, chiar infracțiuni și trebuie urmărite din oficiu de către cantoane. Amenda pentru încălcarea noi legi privind energia va fi cuprinsă între 30 și 3.000 de franci pe zi, iar suma va depinde de natura infracțiunii și de situația economică a făptuitorului. În plus, încălcările intenționate ale directivelor guvernamentale ar putea duce la o pedeapsă de până la 3 ani de închisoare pentru consumatori. Proiectele de ordonanță se bazează în primul rând pe faptul că marea majoritate a populației respectă legile. Cantoanele elvețiene au avut termen până la 22 septembrie pentru a discuta propunerile și pentru a stabili modul în care regulile ar putea fi aplicate, unii oficial fiind îngrijorați că ar putea fi sesizați cu plângeri din partea vecinilor răutăcioși, relatează canal